Candidatul Partidului Socialiștilor la funcție de primar al capitalei Unceban propune un plan de dezvoltare pentru anii 2018-2040. Potrivit candidatului socialist, dezvoltarea orașului trebuie să fie bazată pe un potențial industrial științific solid, pe elaborarea și implementarea unui concept clar de dezvoltare eficientă a rețelei de drumuri și străzi, dar și pe soluții complexe pentru trotuare, carosabile, alei, piețe și altele. Prioritatea pentru noi este și programul de salubrizare a orașului, care trebuie să fie unul primordial în acest sens. Salubrizarea și evacuarea deșeurilor și construcția unei uzine de reciclare a deșeurilor reprezintă încă un obiectiv prioritar în activitatea mea în calitate de primar general al capitalei. Ori doar un oraș curat și confortabil poate fi iubit și salvat de sărăcie și haos. Sunt ferm convins că doar împreună cu toți chișinăuienii ne vom putea face orașul destoinic, luminos și minunat, transformându-l într-o localitate de periferie, dintr-o localitate de periferie, într-un oraș care merită pe deplin statutul de capitală. Ion Ceban spune că o prioritate pentru echipa sa este și programul de salubrizare a orașului, care implică și construcția unui centru de reciclare.